Oameni l-au ovaționat azi pe Neșu, a dus de steliști în mijlocul lor. În 2015, Becali vrea să-l transfere pe Neșu de la Ucluj. Neșu și-a găsit liniștea de Crăciun după un an în care și-a pierdut ambii părinți. Așa a fost primit Neșu la Oradea, unde Cheșeru și Pap l-au invitat la meciul lor de fotbal în sală. Pentru mine e o mare bucurie și îmi dă o mare putere faptul că văd că sunt iubit de atâția oameni. Le mulțumesc tuturor că se... La Hervis. Lupt în continuare să mă refac. Vreau să mai joc fotbal măcar o dată. E dorința pe care Neșu și-a pus-o de Crăciun. Sunt primele sărbători fără părinți. I-a pierdut pe amândoi în 2014. Crăciunul mi l-am petrecut în familie, cu sora mea, cu prietenii, colindători. Cheșeru a fost la fel de bine primit ca Neșu la Oradea, acasă la ei. Steliștii joacă în sală la Oradea ca să le facă sărbătorile frumoase copiilor săraci. Ce mi-a dus Moș Crăciun? Mi-a dus foarte multe lucruri, dar ce vreau să mă duc astăzi este o sală plină și un spectacol frumos pentru a mulțumi acești copii într-o stare mai precară decât noi.